Skoda Octavia e un model îndrăgit atât de români cât și de europeni. Când se lansa actuala generație, a patra, în 2019, cei de la Skoda spuneau că au vândut peste 6,5 milioane de Octavii de când s-a lansat modelul de la sfârșitul anilor 90. Generația actuală de Octavia e cea mai mare, cea mai frumoasă, cea mai luxoasă și, zic eu, per total, cea mai bună Octavia pe care a făcut-o Skoda vreodată. Într-adevăr, e și mai scumpă decât Octaviile din trecut, însă toate mașinile noi sunt scumpe în ziua de azi și la cât de bună e Octavia, chiar poți să zici că merită. Echiparea de bază se numește Ambition și pleacă de la vreo 23.000 de euro și vine cu jante pe 16 inci de aliaj, climatizare pe două zone, automată, volan multifuncțional de piele, scaune încălzite, faruri cu LED și stopuri cu LED. Următorul nivel de echipare e Style, care pleacă de la vreo 29.900 de euro și mai adaugă jante pe 17, oglinzi rabatabile electric, geamuri fumurii pe spate, pilot automat și wireless SmartLink. Vârful de gamă înainte de varianta RS e modelul Sportline, ca cel pe care l-am eu astăzi, care pleacă de la vreo 35.000 de euro și vine cu faruri Matrix LED, blocurile spate opționale cu LED, alea foarte fancy care arată super bine, îi dau mașinii o alură așa de premium, de Audi, de ce vrei tu. Mai vine cu volanul sport, multifuncțional, pe care îl are și mașina mea, adică e la fel ca pe RS. Ăsta e primul model din gamă care are și moduri selectabile de condus. Mai vine cu senzor de ploaie, senzor de lumini și cu display-ul digital în loc de ceasul din fața șoferului. RS-ul pleacă de la 37.400 de euro și mai vine cu direcție progresivă, ceea ce poți să spui și opțional și mașina mea de testare și o să discutăm despre ea, că e foarte interesantă. Are pedalier sport, ceea ce la fel am văzut și în mașina asta. Moduri de condus, jante pe 18, faruri LED, Matrix Beam, la la la. Deci, practic, în afară de motorul de 245 de cai pe care îl găsești pe RS, poți să spui majoritatea chestiilor de pe RS și pe Sportline. Dacă vrei aproape aceeași experiență, dar pe o mașină care să nu arate a hot hatch și vrei să pară o limuzină un pic mai luxoasă. Deși și exemplarul meu de test are câteva dotări care îl fac să pară mai stealth. Dacă avea și sigla aici cu negru, ceea ce Skoda nu oferă, dar poți să spui tu de pe AliExpress, chiar nu cred că avea pic de crom. Ah, ba da, mai era logo-ul ăsta cu Sportline de pe lateral, dar atât. În rest era totul negru. Spre deosebire de generația anterioară de Octavia, designerii cehi au renunțat la farurile împărțite în două blocuri optice separate. Practic, designul cumva încă se regăsește și e reprodus de luminile de zi cu LED, pe care nu le ai pe variantele de bază ale mașinii, dar aici tot așa e împărțit cumva în două faruri. Per total arată mult mai bine și mai premium să fie dintr-o singură bucată. Îmi place și capota asta, care se duce foarte, foarte în față, arată foarte bine și are și niște cute foarte, foarte interesant făcute, cel puțin asta de aici, mai din exterior. Mi se pare că e foarte, foarte mișto și sigur va fi super problematic de reprodus în cazul în care vei lovi mașina în partea asta și vei vrea să repari capota și să nu o înlocuiești. Dar și aici e foarte vulnerabilă, pentru că e destul de proeminent și la orice impact o să se îndoaie și o să fie stres. Mai avem grila înconjurată cu negru, nu cu crom, pe modelul Sportline. Vine și cu splitterul ăsta aplicat aici. Arată foarte bine, nu știu dacă are vreun efect aerodinamic înclinsă, cred că nu. Exemplarul meu de test Sportline vine cu cele mai mari jante disponibile pe Octavia, adică unele de 19 inci cu designul ăsta. Mie îmi plac, se potrivesc cu designul mașinii, evident că au fost concepute să se potrivească cu designul mașinii. Acum are anvelope de iarnă de la Continental, 225/40R19, da, și că tot sunt în poziția asta și ca să nu mă mai ridic, mașina vine și cu keyless entry, care mie mi se pare foarte bun, că pur și simplu dai cu mâna peste el și se deblochează. Mi se pare una dintre cele mai elegante soluții de genul și chiar funcționează foarte bine. Din lateral se vede clar că mașina nu mai are o formă de sedan clasic, ci una mai de fastback așa, adică stâlpul C este așa alungit și nu mai e clar definit unde se termină. Tot mai are un pic de portbagaj de sedan, în purul stil Skoda, asta și în ciuda faptului că de fapt e un liftback, la fel ca toate Octaviile anterioare. Și ăsta e unul dintre punctele principale de atracție pentru modelul ăsta. Lateralul mi se pare cel mai reușit unghi al acestei mașini, pentru că vezi cât de lungă e. Generația actuală, a patra, are aproape 4,7 metri lungime, adică e multă mașină, mai ales pentru clasa compactă, ale cărei limite Skoda mereu pare că le încalcă. Pe exemplarul meu de test Sportline îmi place că în ton cu grila care e neagră și capacele oglinzilor sunt negre și antena tip Shark Fin este la fel de neagră. Și apreciez că ai gropița pentru keyless și pe mânerele din spate. O chestie pe care o regăsești doar la mașinile care se respectă.
Din spate, designul Octaviei actuale este la fel ca în față, diferit de generația anterioară, care avea niște stopuri mult mai mici și mult mai pătrate și puse spre exteriorul caroseriei. La generația asta au schimbat total forma stopurilor și le-au făcut așa mai alungite și acum ajung până pe capacul portbagajului. Exemplarul meu are stopurile opționale, care sunt foarte, foarte mișto. Au niște detalii aici pe lateral care chiar arată ca niște minerale și vin cu semnalizări dinamice care arată foarte bine, adică se vede cum se umple bara, nu se vede fiecare segment individual cum se aprinde, în sensul că pare totul seamless, nu ai segmente separate, ceea ce din nou mi se pare premium. Ce aș mai vrea să menționez la partea din spate e că pe niciun nivel de echipare nu ai evacuări false. Ei, pe Sportline ai. Ele par așa a fi de Audi, adică sunt fix ca cele de Audi, dacă stai să te gândești, adică dacă le compari ca formă, însă mie nici la Audi sau la vreo altă mașină nu-mi plac. Portbagajul imens e unul dintre punctele principale de atracție la Octavia și generația actuală nu dezamăgește cu 600 de litri, adică cu vreo 200 mai mult decât orice alt rival din clasă. Poți rabata foarte ușor scaunele de aici, toată bancheta și cade singură fără ca tu să fii nevoit să împingi. Ai și o rezervă de mărime normală acolo. A, și exemplarul ăsta are și închiderea electrică a haionului. Una dintre opțiunile care adaugă la costul acestei mașini. Și dacă vrei să-ți configurezi o Skoda Octavia sau orice mașină nouă, intră pe AutoVantage, spune-ne exact ce cauți și vei primi pe mail o serie de oferte de la dealerii noștri parteneri de unde vei putea alege. Nici o surpriză pe bancheta din spate, unde am, ca în orice Octavia, chiar și prima generație, suficient de mult loc la genunchi și la picioare, pot să-mi pun picioarele sub scaunul din față. Se vede că a mai crescut un pic mașina față de generațiile anterioare, adică deși eu am 1,83 și pun scaunul destul de în spate, zic eu, tot îmi las suficient de mult loc mie la picioare. Mașina mai vine cu climatizare pe o singură zonă, doar că nu poți să ajustezi ventilatorul, ci doar temperatura. Exemplarul de test are și scaune încălzite pe spate, mai aici două USB-C și o priză de 230V și 150W. Ambele opționale, dar foarte utile. Cotiera îmi place foarte mult. E ca la unele mașini premium și mai bună decât la unele BMW-uri, de exemplu, adică o deschizi de aici și poți să pui orice sticlă de o jumătate și pentru că bucata asta de plastic tinde să meargă un pic înapoi, tu când ai pus sticla aici, ți-o prinde și stă foarte fixă. Scaunele de pe exemplarul ăsta, de pe Sportline, au susținerea asta laterală pentru umeri și tetiera integrată și asta face vizibilitatea în față un pic defectoasă, ca să zic așa. În spatele scaunelor ai buzunarele clasice și un loc să-ți pui telefonul. Plasticul de pe uși e tare, peste tot. Mai puțin aici unde îți pui cotul și e moale. Sunt foarte multe texturi la plasticul ăsta, o să vorbim la partea din față despre chestia asta. Per total arată bine și se simte foarte bine asamblat. Avem și perdeluță și îmi place că acoperă o parte și din geamul custode de pe spate. Și chiar e mare. Și din exterior chiar blochează vizibilitatea, adică poți să te simți un pic VIP dacă stai într-o Skoda Octavia în spate cu perdeluțele astea. Hai să ne mutăm și în față. Înainte să mă urc la volan, trebuie să vedem dacă mașina asta mai are umbrela. Nu o mai scot, dar am vrut să văd dacă o are. O are. Umbrela e aici, ca la multe alte modele Skoda. Eu n-am condus foarte multe Octavii de generația a treia, am condus multe din prima generație și din a doua. Și la modelele respective se stătea mai jos la volan. Am văzut că și la a treia generație, prima făcută pe platforma MQB, se stătea un pic mai sus. Generația a patra de Octavia este făcută pe MQB Evo, de aia ai luminile astea care se aprind ca prin magie aici, deși pot fi și un pic enervante. Și fiind construită pe platforma MQB Evo, și aici mi se pare că stai destul de sus. Nu stai foarte sus, față de media pieței stai relativ jos. Adică e o poziție destul de confortabilă și sportivă în același timp. Eu aș vrea să stai un pic mai jos. Ce n-am cum să-i reproșez acestei mașini este câtă libertate de mișcare îți dă să-ți ajustezi volanul. Eu îl țin cât mai aproape, ca să pot stau cu picioarele întinse și să nu mă doară genunchii la drum lung. Și îl ridic un pic, în așa fel încât să stau cu încheietura mâinii peste volan atunci când întind mâna. Volanul este cel sport, la fel ca pe Octavia RS, doar că în loc de RS, aici scrie Sportline. Și e și teșit jos, are și piele perforată pentru extra grip. Îmi place și faptul că nu e tot cu două spițe ca volanul standard, adică mie nu prea îmi place foarte mult volanul standard de pe Octavia, pentru că are o ridicătură aici, dar fără să aibă spița. Și mi se pare că e, nu știu, așa, neterminat, nu mă încântă foarte mult.
pe volan avem un buton prin care îl putem încălzi, aici avem comandă vocală, dar care nu e disponibilă în română, de aici ajustez volumul, în partea asta umbli la computerul de bord, poți să schimbi și configurația ceasurilor, asta e mai mult concentrată pe condusul semi-autonom pe care mașina asta ți-l poate oferi, de aici poți să umbli la Adaptive Cruise Control, limitator de viteză, Front Assist, asta poți să... și Lane Assist, asta ți oferă mașina. E oarecum configurabil instrumentarul de bord digital. Pe varianta RS ai și un skin pentru ceasuri cu un turometru așa orizontal, cu o bară care se umple. Am văzut că e la modă pe multe mașini sportive în ultimul timp. Temperatura o vezi acolo în stânga și nivelul rezervorului este în dreapta. Trebuie să vorbim un pic și de materiale. Textura materialului este aproape identică cu cea de pe spate, doar că aici e moale, acolo era tare. Apoi avem altă textură mai jos care are așa niște gropițe, zici că e pielea perforată de pe volan, doar că varianta în plastic, tare. Avem și bara asta care pe majoritatea modelelor, mai puțin cele Sportline, cred, este din chrome și merge până în spate aici. Am văzut un reviewer britanic că se plângea de faptul că uneori când mergi, toată bara asta de chrome îți poate reflecta lumina în ochi și poate să îți distragă atenția și zicea că preferă mai mult varianta negru glossy și tind să-l înțeleg. Parcă era prea mult să fie chrome până în spate, mă rog. Mai jos avem un plastic moale, la fel imită textura celui de pe ușa din spate, dar aici are un pic de memory foam de desubt, foarte, foarte puțin, un milimetru. Mai jos avem plasticul ăsta cu tot așa cu o textură, e plastic tare. Aici avem iar un pic de plastic moale, un pic capitonat pe dedesubt. Mânerul portierilor nu pot să zic că îmi place foarte mult, că e locul pe care îl atingi cel mai des și totuși e din cel mai nașpa plastic din toată mașina asta. Buzunarele ușilor sunt capitonate, ca la orice Skoda Octavia, inclusiv pe spate, deși sunt doar capitonate pe exteriorul ușii, pe interior e tot plastic, neacoperit de nimic. Și dacă pui ceva aici, e posibil să se audă când mergi pe curbe, că n-ai Sportline și o să vrei să atași niște viraje cu mașina asta. Mai ales că poți, dar o să ajungem la asta, la partea de condus. Și voiam să mai zic legat de texturile plasticelor. Deci, ăsta de pe bord de aici, care e moale și e destul de mișto, are aceeași textură cu cel de pe fața de ușă de sus. Dar după aia este altă textură de plastic, după aia altă textură de plastic, după aia între plasticul ăsta de mai sus și ăsta de pe mâner, deși textura e aceeași, mânerul e mult mai lucios fiind un plastic mai de proastă calitate și din nou se vede diferența. Și după aia pe stâlpul B ai alt plastic a cărei textură... Un plastic, două plastice. Un, două, neutru. Pe stâlpul B ai un plastic al cărei texturi nu mai regăsești pe niciun alt plastic din mașină. Și la fel, pe stâlpul B, dacă te uiți mai jos, este din nou plasticul ăla care imită pielea, care e la fel ca cel de pe ușă. Dar se vede diferența pentru că pe ușă e moale și pe stâlp e tare și este destul de lucios. Și la fel avem și aici, plasticul ăsta de pe consola centrală e cu textura de sus de aici de pe bord și după aia continuarea lui e cu textura asta care imită pielea. Ok. Ce face o notă discordantă față de alte modele Octavia din trecut e faptul că au ales să pună materialul ăsta textil pe bord. Ecranul de infotainment e absolut competent, merge foarte fluid, n-am avut nicio problemă cu el. Apple CarPlay wireless merge impecabil. Sub ecranul infotainmentului ai bara asta de unde poți ajusta volumul. Ori apeși aici, ori îți miști degetul de-a lungul ei. După aia aici ai plastic glossy, care e într-o zonă pe care o vei atinge frecvent, adică o să dai cu unghiile peste el și o să tot faci tot felul de chestii și o să se zgârie în timp, mai ales dacă ai inele, l-ai nenorocit. Avem aici niște comenzi fizice și și un buton, și aici în exterior sunt niște butoane false. Și primul dintre butoane te duce într-un meniu unde poți să oprești, să pornești start-stop-ul, controlul tracțiunii, poți să dai ESP-ul pe sport. Următorul buton e cu modurile de condus Eco, Confort, Normal, Sport și Individual. Și la individual, dai pe cele trei puncte și te duce în meniul ăsta de unde poți să configurezi direcție, propulsie, Adaptive Cruise Control, asistență, lumini, climatizare. Dar ai și Dynamic Chassis Control aici, cu slider, care îți permite să setezi duritatea amortizoarelor adaptive de pe mașina asta. Foarte, foarte tare! Următorul buton este pentru sistemul de parcare. Mașina asta nu are cameră de marșalier. Nu știu de ce e configurat în felul ăsta, pentru că poți să-i pui cameră de marșalier care are o rezoluție ok și are chiar și spălător integrat, am văzut. De aici încuiși descui mașina, aici ai meniul de climă care te duce în meniul de climă, pentru că nu mai ai comenzi fizice în afară de astea pentru dezaburire față-spate. Parbrizul e încălzit la exemplarul de test, foarte bine dotat. Și la meniul de climă, odată ce ai intrat aici, ai două variante. Poți să mergi pe AC Classic sau
pe Smart AC. AC clasic îți permite să ajustezi tu viteza ventilatorului, să dai manual pe recirculare, să pornești parbrizul încălzit, să pornești să oprești compresorul de AC. Poți inclusiv să setezi temperatura pe spate de aici. Dacă dai pe Smart AC, în schimb, îți apar cu totul alte opțiuni. Ai vedere liberă, încălzire picioare, încălzire mâini, răcire picioare, aer proaspăt. Exemplarul de test mai vine și cu iluminarea ambientală și mi-a plăcut foarte mult chestia asta pentru că poți tu să selectezi culoarea. Adică poți să te joci tot așa cu slidere și sunt mai multe zone. Adică ai aici, care se aprinde aici, ai aici, care se aprinde la picioare, se vede un pic și acum. Mai poți să setezi individual și aici pe ușă, e aici ascuns. Și mai poți să setezi, sincer nu știu unde e asta, nu știu ce se aprinde pe aici, că mi-apare pe aici, prin zona asta a consolei centrale, dar nu-mi dau seama ce iluminatoare e iluminat de sus. Și că am ajuns în zona asta a consolei centrale, trebuie să vorbim despre selector, care este super simpatic. Mie îmi place foarte mult, unele selectoare mici de pe mașinile noi nu mă încântă foarte mult, dar asta care e ca pe Porsche 911, îmi place. Îmi mai place și faptul că, pentru că exemplarul de test are tracțiune integrală, trimul din jurul selectorului vine cu inscripția 4x4. Mașina are și padele. Deși o să schimbe singură pentru tine dacă ajungi la limitare. Mai în spate aici avem frâna de parcare electrică, de aici pornești și oprești autohold-ul. Aici ai un suport de pahar, de fapt ai două, ca ambele la fel, care îți permite să pui o sticlă de jumătate și să desfaci dopul cu o singură mână. Aici în spate ai, eu am crezut că ăsta e pentru ținut cheia, care încape perfect aici, și două monede, dar dacă ai un telefon mai mic, poți să-l pui aici. iPhone-ul meu 11 Pro Max e la limită și nu încape. Și dacă scoți chestia asta de aici, care este un accesoriu Skoda original, evident, poți să acoperi. O altă chestie care îmi place foarte mult la Skoda și este un feature tipic Skoda, este cotiera pe care o poți ajusta pe înălțime, pe lungime, pentru a-ți putea veni fix unde trebuie pentru condusul pe autostradă, de exemplu, la drum lung, ca să nu-ți obosească mâinile. Torpedoul e și el destul de mare și când îl deschizi nu cade, ca la o mașină ieftină, e capitonat pe interior. Are și un sertăraș aici unde cred că poți să pui manualul mașinii. Cred că există și varianta să fie refrigerat, dar pe exemplarul meu văd că nu e. Eu m-am uitat, am încercat să-mi configurez o Octavia aseară înainte să filmez testul ăsta. Și am văzut că nu poți să-ți pui altă tapiserie decât de stofă. În Anglia am configurat una pe Skoda UK, de exemplu, și poți să-ți pui niște scaune din Alcantara. Deci nu știu de ce nu sunt disponibile și la noi. Cei de la Skoda îți mai dau și loc să-ți pui ochelarii. Foarte tare. A, da, și pentru că mașina asta e Sportline, capitonajul plafonului negru e tot de acolo și merge cu restul elementelor negre și cu ideea de Octavia un pic mai sportivă, dar nu chiar RS. Dacă vrei să deschizi capota cu ușa închisă, nu vei putea, va trebui să deschizi ușa. Și să auzi bipăitul ăla, evident, dacă motorul e pornit. Capota vine cu amortizoare, se ridică singură, stă sus. Na, aici nu e ceva foarte spectaculos. E același motor comun pe care îl găsești pe multe modele din grupul VAG, pe Volkswagen, pe Audi, pe mai multe modele. O să-ți spun mai multe despre el când ne punem în mișcare, dar e un 2 litri cu 4 cilindri, supraalimentat de o singură turbină. Chestia asta pe care o laudă toată lumea, care este într-adevăr de lăudat. Deși am văzut că toată lumea când o desface, o ține așa. Trebuie să o faci așa, să facă click, ca să se facă pâlnie. Nu vă mai arăt racleta lupă de la rezervor, pentru că ați văzut-o de un miliard de ori și încă e acolo. Înainte să plecăm, trebuie să-ți mai spun ce motoare sunt disponibile pe Octavia. Modelul de bază are un 1 litru turbo cu 110 cai pe care îl poți comanda și ca mild hybrid. După aia următorul motor pe benzină e un 1.5 TSI de 150 de cai. După aia e modelul ăsta, Sportline, de 190 de cai, 2 litri turbo, pe care ți-l poți lua doar cu tracțiune integrală și cu cutie automată. Vârful de gamă este RS-ul, care are motorul ăsta, dar cu 245 de cai. Și pe RS nu poți să-ți pui tracțiune integrală decât pe varianta diesel, care e un 2 litri de 200 de cai. Următorul diesel mai jos în gamă e tot un 2 litri, are 150 de cai și poți să le iei și cu cutie manuală și cu cutie automată. Și dacă ți-l iei cu automată, poți să specifici și pe ăsta să vină cu 4x4. Dieselul de bază e același 2 litri, dar cu mai puțină putere, 116 cai,
dar și pe ăla poți să ți-l iei cu cutia automată dacă vrei. Există și o variantă plug-in hybrid care vine cu motorul 1.4 TSI plus un motor electric și are 245 de cai, adică exact cât RS-ul, dar pentru că e un model mai greu, nu se simte la fel de sportiv și nu e chiar la fel de rapid, dacă mă întreb pe mine. Varianta plug-in hybrid vine cu un acumulator destul de mare, de 13 kWh cu o capacitate netă de 11,7 kWh și ar trebui să asigure 40-50 de km de condus pur electric. Da, gata, hai să ardem niște benzină cât încă mai putem. Ca orice Skoda, mașina se pornește de aici, de pe coloana de direcție. Asta niciodată n-am știut dacă la Skoda e ceva de reducere de costuri sau pur și simplu le place lor să pună butonul aici, să pară că dai la cheie. Poate e echivalentul ca celor de la Porsche care pun o cheie falsă în stânga de unde să poți porni mașina. Adică la Porsche-uri încă trebuie să învârți de o chestie aici ca să pornești mașina. Deși mașinile sunt keyless și scumpe și pline de dotări. Dar e ideea de a porni de aici, ca la Le Mans, nu? Pun mașina pe drive și brachez foarte puțin. Acum este, am brachat la maximum în stânga și acum o să brachez la maximum în dreapta. Mașina asta are cel mai bun diametru de bracare din clasă. Adică e aproape la fel de manevrabilă ca unele mașini cu tracțiune spate și cu motorul longitudinal, unde roților e permis un unghi mai mare de bracare. Dar pentru o mașină cu tracțiune față, ba chiar integrală în cazul ăsta, Octavia asta este incredibil de manevrabilă. Super, super tare chestia asta. Chiar m-a impresionat, pot să zic. Mașina asta are direcția variabilă, că de-aia bracam așa puțin acolo în parcare, și practic ai o singură rotație în fiecare direcție. Și chiar dacă trebuie să virezi atât de puțin, pentru că e variabilă, la centru, nu o să se simtă instabil. Adică nu e ca la, nu știu, unele mașini care au direcție foarte sharp, dar care nu e variabilă. Pentru că acolo, imediat cum ai luat un pic de volan, mașina o să reacționeze și poate ți se va părea o reacție exagerată. Însă aici e totul foarte progresiv. Și deși și aici pare destul de sharp și relativ conectată la roți, se simte și relaxată și când mergi cu ea pur și simplu. Și faptul că nu trebuie să întorci mult de volan. Oricum trebuie să ne învățăm cu chestia asta pentru că o să vină steer by wire. Industria copiază cam tot ce face Tesla. Tesla a lansat acum Cybertruck, care e prima mașină de producție fără o conexiune fizică între volan și roți. Poți să iei de volan pe loc cu mașina oprită și roțile nu se mișcă. Încep să se miște doar după ce ai pornit mașina. Și asta se va întâmpla în viitor. Și la Tesla Cybertruck, tot așa virezi, cred că mai puțin, mi se pare că jumătate de tură și ai bracat full într-o parte sau alta. Și sigur se vor mai implementa și pe alte mașini, de exemplu Infiniti deja are pe o mașină de producție, la fel și Toyota și Lexus au și vor tot apărea astfel de sisteme, mai ales acum că Tesla a lansat așa ceva. Deci ce vedem pe Octavia asta e un semn al viitorului, ca să zic așa. Și e un viitor care nu e deloc nașpa, adică nu e un feature de care trebuie să-ți fie frică din punctul meu de vedere. Confortul este absolut remarcabil într-o Octavia. Toate generațiile au fost așa, dar parcă asta ultima și cu amortizoare adaptive ca pe exemplarul de test, este ultra giga mega confortabilă. Sigur, și amortizoarele adaptive au rolul lor aici și ajută, dar contează și ampatamentul lung de aproape 2,7 metri, că na, cu cât e ampatamentul mai lung, o mașină devine mai confortabilă și un pic mai stabilă la viteză mare. Sincer, n-aș recomanda jantele astea pe 19, care arată ok, dar sigur au un efect negativ asupra confortului. Eu le-aș lua pe cele cu un inch mai mici, care au un design un pic mai tradițional, să zicem, deși și el pare modern și în ton cu designul mașinii, că sunt jante gândite să arate bine pe varianta asta de Octavia și sigur va face o mare diferență la confort. Acum cred că e timpul să dăm mașina pe sport, deci mode. Ba nu, n-o dau pe sport. Ah, ba da, hai că o dau pe sport ca să fie și amortizoarele întărite. Dau și cutia pe sport. Deci mașina asta are 190 de cai putere, care sunt, în purul stil al motoarelor turbo moderne, livrați pe o plajă largă de turații. Adică cei 190 de cai putere sunt livrați între 4200 și 6000 de rotații pe minut, iar cuplu maxim de 320 de newton e livrat între 1450 și 4200 de rotații pe minut. Asta înseamnă că atunci când se termină cuplu maxim, în plaja de turații, începe puterea maximă. Și asta conferă motorului o elasticitate remarcabilă. Totuși e motorul de pe Golf GTI, doar că cu un pic mai puțină putere. Și se simte, chiar e foarte dornic să accelereze, face viteză foarte, foarte frumos. Chiar se simte ca o mașină care sprintează până la 100 în 6,9 secunde. Acum 10-15 ani, asta era o cifră de hot hatch.
La fel și viteza maximă de 232 de km pe oră, pe care clar îi atinge foarte ușor, pentru că e o mașină puternică și se simte ca orice mașină nemțească, chiar dacă e din Cehia, pentru că e antifonată foarte bine la viteză mare, adică e o mașină gândită pentru cruising la viteză mare pe autoban. Și deși cumva e Skoda și ai percepe-o ca o mașină pentru cineva cu ochii pe buget și atât, ea de fapt a devenit o mașină mult mai premium decât generația anterioară de Octavia. Când a apărut prima generație de Octavia, de exemplu, Skoda era percepută ca un brand de buget dintr-o țară fost comunistă, conta într-adevăr că devenise o divizie a celor de la Volkswagen și totuși exista o oarecare stigmatizare acolo, care astăzi, din punctul meu de vedere, când Skoda face mașini aproape luxoase, cum e Superbul, nu cred că se mai aplică. N-am primit o fișă cu specificațiile modelului de test, dar sigur costă în jur de 45.000 de euro și n-are toate opționalele, mai poți să-ți mai pui una alta pe mașina asta. Dar ce-mi place mie cel mai mult dintre opțiuni este culoarea, care se numește Phoenix Orange și este un portocaliu metalizat excepțional. Face mașina asta să pară premium din exterior, ajutată și de jante și de luminile opționale față-spate, care sunt super, super reușite. Uite, aici ne-a arătat mașina că crede că o să ne proptim în cel din față, deși eu frânam deja. Dar e bine să știi că are sistemele astea și că funcționează cât de cât. Așa că o concluzie, mi se pare că Octavia a patra generație e o mașină la fel de atrăgătoare ca oricând. Este singura mașină de care ai nevoie. Ți oferă spațiu, tehnologie, o imagine surprinzător de premium dacă ți-o configurezi ceva gen exemplarul de test. Într-adevăr, a devenit scumpă, dar toate mașinile sunt scumpe, adică orice mașină din clasa asta cu dotări comparabile o să sară lejer de 35.000 de euro și majoritatea rivalilor nu oferă tracțiune integrală și n-au cutie DSG cu 7 trepte, care din punctul meu de vedere e foarte, foarte bună. Se simte în progresul față de generații mai vechi ale acestei transmisii, care uneori făceau schimbările de treaptă să fie foarte perceptibile. La asta nu prea mai simți schimbările de treaptă, decât uneori sau la viteze mici, și îmi place că atunci când preiei controlul manual cu padelele, ele chiar răspund, adică mașina asta o să-ți dea, dacă îi ceri inferioară, o să-ți dea și treapta întâi, chiar dacă ea se va dura aproape de limita ei, de 6.000 de rotații pe minut. Ia tot îți dă, uite, a doua și dacă îi dau, îmi dă și unul. Cred că asta e chestia definitorie pentru mașina asta, cât de confortabil este peste denivelări. Într-adevăr, exemplarul de test are suspensie independentă, ceea ce nu regăsești pe variantele mai de bază. Dar am mers în generația asta de Skoda Octavia Taxi, care n-avea motor de 2 litri, și pot să zic că nu am simțit denivelările foarte mult, mașina fiind una confortabilă și așa. Probabil conta faptul că pe exemplarul respectiv jantele erau cele mai mici, adică de 16 inci. Cam atât am avut de zis despre Octavia 4 Sportline cu tracțiune integrală. Dacă vrei să-ți comanzi una, intră pe AutoVantage, spune-ne exact ce cauți și vei primi ofertele pe mail de la dealerii noștri parteneri. Eu am fost Andrei și ne vedem în video următor.